ocazia asta vreau să transmitem un salut tuturor care vă cunosc și familiei. Sănătate și mare atenție, vă gândesc de două ori înainte vă face ceva. Că nu mă numesc pe cine. Uite, s-a întors. În decembrie venim acasă. Să fie sănătos, să fie bucuros și să aibă răbdare că în două luni sunt lângă ei. Așa să de Dumnezeu. Că îi iubesc. Sunt oameni care nu pot prețui libertatea. Iau ca pe joacă, ca o piesă de teatru. Și teatrul are limite. Beatul ăla și celălalt. Că trei zile s-au prătenit cu noi și n-au simțit că sunt pușcărie. E cel mai frumos zahăr care poți să-l dai. Poți să-i dai țigări, poți să-i dai mâine, poți să-i dai băutură, poți să-i dai suc, cafea. Simt că am primit de la Dumnezeu un mesaj foarte clar. Oricare om e pasibil de greșeală. Îmi spune proverbul latin, erare umanum este. Dar poți să nu greșești. Ce-i acest copil? Ți-a jignit careva, ți-a lovit? Hai, lasă-l. Dar spune-mi mie... Băieții de oamenii ăștia care au zis că trei zile au uitat să sunt pușcărie, știi? Bine, acum nu mai pune și tu la suflet. Asta este acum așa, venim mâine, poimine, venim în vizite în fiecare zi. Crezi că pe mine nu m-a emoționat, dar asta este. Ei suferă pentru că au păcătuit și cu asta basta. Gata, astea fac parte din sentimentalisme ieftine. Uite, te marchează, tu ești băiat sensibil. Păi să-mi bag piciorul, dar sensibil ești mai una, două. Ferească Dumnezeu să mi se întâmple ceva, într-adevăr, să fim într-adevăr la necaz, am mierlit-o. Păi nu mai pune așa, fii strong. Ok, gata, te rog, lasă-mă, nu mă aburi la cap, e? Te rog. Hai să mergem, că mă îmbolnăvesc și eu. Să plecăm de aici, că deja începe să-mi fie fric, vine toată. Lasă-mi-o trecut, asta este eu. Da, gata.